Baltagul, de Mihailița Doveanu, publicat în 1830, o să încep prin un bildungsroman, o dovedire a caracterului. Trecem peste ipoteza, un prim argument este formarea și maturizarea lui Gheorghiță. El traversează însoțit de mama sa experiență ce îl introduc în viața oamenilor maturi, plină de greutăți. După ce se întoarce de la pășunatul turmelor tatălui său din bălțile Jijiei, datorită sărbătorilor pascale, dar și de neîntoarcerea tatălui său, 73 de zile, zice-se că nu se întoarse. Tatăl său nu s-a întors de multă vreme. În incipitul călătoriei spre Edorna, Gheorghiță se află încă în adolescență, într-o copilărie, care, până la acel moment, fusese una fericită și fără griji. Trăită în munte, unde, formându-se ca păstor de oi, dar copilăria trecuseră, și Ghiță deveni un adolescent, un flăcău, însoțea turmele la Iernat, unde se întorcea singur, călare sau cu trenul. Apucase să-și învețe puțină carte, știa să scrie și să citească. Dispariția lui Nechifor puseseră pe Victoria în poziția de a nu mai avea protecția unui bărbat. Astfel îl mobilizează pe Gheorghiță în traseul lor de găsire al tatălui să devină bărbat, să devină înlocuitorul, valorificând numele acesta, că îl chema Gheorghe și pe taic-so. Victoria îl avertizează că trebuie să se arate bărbat, căci alt punct de sprijin nu mai avea. Prima probă pe care o și trece cu bine este lupta cu Troianul de Zăpadă. Apoi îl sperie pe boschetarul ăla din râpă, pe străinul ce îi acostează la intrarea în Dorna. A pus mâna pe Baltag, iar străinul a stărit șanțul și a apucat-o pe potecă. Intrarea în râpă, alături de osemintele tatălui său, fac parte din maturizarea definitorie a flăcăului. Această coborâre rezonează cu coborârea în infern, de unde cel intrat iese un alt om. Sau poate fi simbolica botezului la ortodox, la creștin, din care muntenii fac parte. Prima încercare a maturității este momentul când Calistrat Bogza încearcă să dea birt cu fugiții, dar o forță îl cuprinde pe Gheorghiță și reușește să-l oprească cu o lovitură din Baltag. În acel moment, Gheorghiță simte în el o putere mai mare și mai dreaptă decât a ucigașului. În acel moment, Gheorghiță își dă seama că de greutățile vieții și că trebuie învinse prin inteligență, perseverență și tărie de caracter. În al doilea rând, factorul catalizator în evoluția lui Gheorghiță este Victoria, mama lui. Deoarece ea este în fiecare moment alături de el, chiar Victoria trăiește o experiență alături de el, îndrumându-l. Chiar Victoria trăiește o experiență, ea fiind nevoită să progreseze, ea este exponentul unei lumi tradiționale, dar totuși pășește în a salva soțul, fiind o soție iubitoare, căsnicie, mituri de astea, Isis, pășește în pericol. Locul unde chiar bărbatul ei a sucumbat. Contactul, interacțiunea cu lumea nouă este dificilă pentru Victoria, deoarece ea are o sfială și o teamă față de nou, conservatoare, tipic țărănească, dar
Dar această teamă este accentuată. Este ascunsă pentru ca pentru a da un exemplu bun fiului ei. Ce face alegeri corecte. Aceasta face alegeri corecte și nu-i scapă niciun detaliu. Ea, evoluând de la o munteancă la un erou detectiv, ce ia deciziile în labirintul ei mental, plin de griji. Victoria reconstituie traseul lui Nechifor prin urmărirea fiecărui loc unde a poposit, de la Vatra Dornela, la Broșteni și apoi la Dorca Borca. Drumul scoate la lumină inteligența femeii și caracterul ager al eroinei după îndeplinirea obiceiurilor de îngropăciune și găsirea vinovatului. Victoria se întoarce la vechiul obiceiuri din satul de munte, dar nu înainte de a onora tradiția pentru Lipan, astfel la 4 săptămâni, întorcătură, cum îi ziceți. Ne-am întoarce iar la Măgura ca să luăm de coadă tot ce a rămas, conform argumentelor. Deci asta ar fi un fel de introducere, o amintire, niște detalii importante pentru opera Baltago, care a fost scrisă în 17 zile, etnogeneza fiind, bineînțeles, mituri pe care le-au citit de-a lungul vieții, dar imobilizată de un mic detaliu, ca un cioban nu se mai întoarce la auzind într-un hotel. Da. Curentul este realismul. Da. Realismul pentru că avem veridicitate conferită de toposurile astea și timpul care-i veridic. Obiectiv pentru. Deci avem un narator detașat la persoana a treia. Mitic pentru că se inspiră din mituri. Și avem numeroase mituri. Mitul Mioriței, unul dintre cele 4 mituri fundamentale pastorale. Și 2 balade autohtone, Salga și Dolga. Mitul ăsta al Mioriței este cumva balcanic, mai degrabă. Avem un narator omniștient, omniprezent, omnipotent, homo heterodiegetic. Perspectiva este realistă. Baltagul este un obiect cu 2 tăișuri care simbolizează exact ce simboliza la Anubis obiectul ăla cu magie. Da? Miorița, avem un roman mitic, da? Arhetipuri, tipare de oameni. Este o țărancă, este un tinerel. Avem o odisee, o odisee de cunoaștere a sinelui. Da, o călătorie în care își regăsește. Dar o să valorificăm mai în următoarele minute despre ce mituri greci, egiptene s-a folosit. Avem un bildungsroman, construirea caracterului lui Ghiță, dar și de maturizare pentru el, devenind Nechifor, valorificând numele pe care tatăl său îl avea în tinerețe. Avem o odisee, avem o călătorie. Odiseea vine de la Homer, da? Se folosește de acest parcurs. O călătorie inițiatică. Ce înseamnă o călătorie inițiatică? Inițiază pe amândoi în lumea asta reală. 73 de zile. O să mai căutăm ce înseamnă 73 de zile, dar cred că nu se întoarce 73 de zile. Pleacă să-l găsească. Nu înainte de a proceda și de a înfăptui ritualurile astea, postul, dar înainte de a se folosi de Baba Smaranda sau cum o chema, ritualuri, o duce la mănăstire pe fecioară și ține post. Da? Tradiționalist, de ce? Pentru că are o latență pentru tradițional, spiritul autohton, păstrează stilul ăsta autohton, tradițional, natura, viața satului, care doar aceasta este bună. O vedem combatată de doamna
Victoria Alipan. În fata sa. Eu am trăit așa, mama mea a trăit așa și tu ai să trăiești așa. Elimină tot cei de natură modernă. Românii sunt un popor de păstori, da? Avem și se valorifică mitul ăsta al ciobanului muntean, păstorul român. Tema este viața satului. Avem un păstor care ce cu, cum se desfășoară viața unui păstor în singurătate, în meditație, în meditează, gândește. Astea sunt atributele unui păstor. Cel puțin atunci. Acum e o selecție mai mare, spune că realist. Geneza. Aude într-un hotel un cioban.